Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrile Mondo TV. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Patronul localului de unde a izbucnit scandalul de duminică dimineața, Robert Otescu, a decedat și el azi noapte. Încadrarea juridică a agresorului se schimbă în aceste condiții, iar pedepsa pe care o poate primi este detenție pe viață. Tragedia petrecută în weekend la Vulcania a înspăimântat pe cetățeni. Aceștia spun că se tem pentru siguranța lor. Zeci de copii au intrat astăzi în culisele Teatrului Dramatic de Sârbu din Petroșani, unde au aflat răspunsurile la necunoscutele lor. Totul s-a întâmplat în cadrul programului Școala Altfel. Criminalul din Vulcan mai are o viață pe conștiință. Patronul barului de unde a plecat tragedia de duminică dimineața, Robert Otescu, a murit și el puțin după miezul nopții de luni spre marți, într-un spital din Timișoara. Cosmin Bărbuț, criminalul cu sânge rece din municipiul Vulcan, are de dat socoteală și pentru un al doilea mort, după ce și proprietarul barului de unde a pornit altercația a decedat. Medicii de la Spitalul de Urgență din Petroșani l-au trimis luni seară cu un elicopter la spitalul din Timișoara, deoarece starea lui de sănătate se agravase. Ajuns acolo însă, tânărul de doar 24 de ani a murit puțin după miezul nopții. Robert Otescu a murit din cauza complicațiilor pe care le-a suferit la ficat, după ce agresorul i-a înfipt și lui cuțitul în abdomen, atunci când a intervenit să-și apere angajatul din mâinile agresorului. Au intervenit modificări în sensul că cea de-a doua persoană vătămată a decedat în cursul nopții trecute. Se va dispune schimbarea în cadrele juridice din omor și tentativă la infracțiunea de omor în omor calificat. Care e pedeapsa în acest caz? Detențiune de viață, închisoare de la, sau închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi. În cursul zilei de astăzi, agresorul va fi externat, reaudiat de procuror, după care va ajunge în arest. Iar pe numele lui a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile. Agresorul este tot în spital în prezent, va fi externat în cursul zilei de azi. După ce îl vom reaudia sub aspectul noi infracțiuni cu privire la care s-a dispus schimbarea în cadre juridice, îl vom duce în arest, în centru de arest preventiv. În timp ce criminalul afla de pe patul de spital că mai are un mort pe conștiință, Claudiu Blaș, tânărul de 26 de ani, înjunghiat duminică dimineața, a fost condus pe ultimul drum de sute de apropiați și vulcăneni solidari familiei. Mama tânărului spune că tot ce își dorește este ca legea să îl pedepsească pe cel căruia i-a luat viața unuia dintre cei doi fii ai săi. Am ajuns de mi-frică să ieșim pe stradă, creștem copiii, naștem, chinuim cu ei. Mai eu știu cât am chinuit copilul ăsta. Și legea să-și facă datoria. Pe viață să-l închidă pe omul ăla. Pe viață. Ori să-mi vei mie voi ca să îl tai așa bucățică cu bucățică, să vadă durerea și mama sa să suferi cum sufer eu. Și mama lui să suferi cum sufer eu. Că dintr-o mână de om l-a făcut atâta de mare și uite să ne am ajuns să-l îngrop eu pe el. Familia lui Claudiu a fost greu încercată. În mai puțin de două săptămâni și-a îngropat doi membri. Pe tatăl lui Claudiu, omorât și el în Iași, și astăzi băiatul cel mare al familiei. Săptămâna trecută, în 26 martie, a murit el. Și sâmbătă trecută a fost mormântarea lui taică-său. Și la o săptămână și două zile s-a întâmplat cu el. Copilul. El a fost prezent la mormântarea tatălui său? Da, da, el a participat, el a făcut în mormântarea el. Atât Claudiu Blaș, cât și criminalul Cosmin Bărbuț erau părinți. Aveau câte un copil minor fiecare. Unul a rămas orfan de tată, iar altul va crește fără tată, pentru că acesta riscă închisoarea pe viață. Vulcănenii sunt terorizați de-a dreptul de cele întâmplate în orașul lor. Mulți dintre aceștia spun că se tem pentru viața lor, se tem să mai circule pe stradă chiar și în plină zi. Și ziua ne e frică să ne mergem pe stradă. Și ziua. Se poate întâmpla orice. Azi cu mine, mâine cu altul, pe mine cu altul.
Scandalul de duminică dimineața, în urma căruia două persoane și-au pierdut viața, a băgat spaima în locuitorii municipiului Vulcan. Astăzi, zeci de trecători s-au oprit în locul unde s-a întâmplat crima, în fața pozelor celor doi decedați, pentru a-și exprima părerea de rău și pentru a le aduce un omagiu. Locul tragediei îi îngrozește. Oamenii spun că se tem de lumea în care au ajuns să trăiască. Trăim într-o lume fără căpătâi, într-o lume care nu mai are încredere în nimic în ziua de astăzi. Nu știu ce au făcut jandarmeria, n-au fost aici, nu s-a văzut că ce are de gând dobitocul, tâmpitul. Eu, de exemplu, acum parcă n-aș avea curaj să mai trec pe aici, n-aș avea curaj să ocolesc cât se poate de mult zona. Posibilitatea de riscul vieții noastre, uite, oameni care căutăm de muncă și alții te omoară de nedrept. Ne fi frică în țara noastră, în orașul nostru, unde locuim, că doar toți suntem oameni și toți căutăm să fim mai civilizați. Părea un oraș liniștit. Așa se este, că doar stau aici de 20 ceva de ani în Valeș. Nu au fost probleme acum de 90 încoace, care s-au destrămat tot sistemul. Ne pare foarte rău ce se întâmplă și dacă mergem în ritmul ăsta, tot așa se va întâmpla. Fiindcă e singur oraș, municipiu din Bunedoara, care nu are jandar pe timp de noapte. Lupeni are, Petroșani are, aici nu patrulează nimeni pe noaptea. Aici se întâmplă tot felul de lucruri. Și restaurantele, cluburile de noapte, și este ora 11 să fie închise. Să nu mai este cluburi, restaurante pe timp de noapte. Revoltat de cele întâmplate este și primarul Gheorghe Ilă. Noi nu avem legi în România și asta o spun cu toată puterea, pentru că nu e posibil ca o persoană să-și permită să vină cu un iatagan pe stradă și să-și facă singur dreptate. Dar știți bine, și familia mea a fost într-o situație, deci dacă la primar ajungem să facă ordine alți derbedei și vagabonzi, atunci ce ne așteptăm? Nu! Eu consider că nu trebuie să iasă să iese cu topoare și cu pe stradă și cu cuțite, ci trebuie să fie ordine, să se facă ordine. Poliția îi prinde, îi arestează și judecătorii le dă drumul. Nu e corect. Mai mult, spune edilul, în limita posibilităților va spori numărul echipelor de patrulare pe raza localității, dar pentru asta este nevoie să facă și angajări la poliția locală. Astăzi am avut deja examene pentru suplimentarea posturilor la poliția locală, să suplimentăm patrulele pe timp de noapte și, desigur, pentru ordine publică. Din păcate, este un număr limitat de polițiști locali care putem să-i utilizăm și să-i angajăm. Sunt 28, din care știți dumneavoastră bine, sunt concedii, sunt foi de boală, sunt repausurile care ei lucrează într-un flux continuu. Mai multe state europene își dau mâna pentru a realiza proiecte comune dedicate șomerilor. Centrul de formare profesională de la Petroșani a mai avut astfel de parteneriate și acum responsabilii din țările vecine au venit să prezinte ideea lor de colaborare. Sârbii au fost primii care au sosit la noi în județ și la Petroșani au vorbit despre felul în care se petrec lucrurile în țara lor în ceea ce privește șomajul. Pe viitor, sprijiniți și de alte țări partenere, vor scrie proiecte și ar putea să primească bani cu care să asigure conversia oamenilor după cerințele pe piața muncii. Este o colaborare între Agenția Națională din Serbia, Agenția Națională din Suedia, Agenția Națională din Franța, împreună cu Ministerul Muncii, deci Departamentul de Relații Externe, pe un proiect inițiat de către Ministerul Muncii în colaborare cu, în principal cu Serbia, pentru că delegația pe care ați văzut-o este o delegație din Serbia. Le-am prezentat centrul de calificare din Petroșani și le-am prezentat proiectul pe care l-am avut noi. Sunt interesați și de alte colaborări. Noi suntem acum în faza de postdru pe fondurile de postaderare și sigur că în acest moment interesează foarte mult dezvoltarea pe o cale bătută, deci pe o chestiune pe care o putem considera un exemplu de bune practici, în așa fel încât pe viitor putem dezvolta activități împreună cu Serbia, cu Agenția Națională din Serbia, într-o legătură directă de promovare a proiectelor pe care noi le-am implementat în Agenția Județeană din Hunedoara.
sârbii au venit la Petroșani pentru că aici au fost gestionate câteva proiecte cu etnia romă și tocmai datorită acestei experiențe au venit să discute o posibilă colaborare de viitor. Au și un proiect, un program asemănător de calificare la nivel de finanțare națională, dar având în vedere că acele programe de calificare și pe posturi, și pe fondurile de preaderare și pe fondurile de postaderare se pot promova, sunt foarte interesați într-o colaborare cu noi. În acest moment vor să cunoască experiența noastră și vor să cunoască experiența noastră atât pe fondurile de preaderare. Sigur că noi le-am explicat că și pe fondurile de preaderare se pot califica persoane fără niciun fel de probleme, depinde de colaborarea pe care o au între consiliile locale și formele lor de promovare a calificării locale. Colaborarea pe viitor vizează toate categoriile sociale și calificarea șomerilor va fi o preocupare comună. Asta pentru că șomerii caută o calificare care să fie valabilă oriunde în Uniunea Europeană. Zeci de copăcei au fost plantați astăzi în curtea fostei școli generale din dealul Babii. Membrii Centrului pentru Copii și Tineret Acțiune Stin Vulcan au fost cei care, înarmați cu toate cele necesare, au îmbogățit curtea școlii, care de 7 ani a rămas în paragină. Au profitat de vremea însorită, de sprijinul primăriei municipiului Vulcan și s-au apucat de plantat copaci într-un loc în care nimeni nu credea că îi va mai fi acordată atâta atenție. Este vorba despre copiii de la Centrul pentru Copii și Tineret, Acțiune Stin, centru înființat de preotul Mănăsuc Zgârcea. Locul ales pentru a planta copacii a fost curtea școlii generale din dealul Babii, un loc uitat practic de lume. Administrația locală a sprijinit această acțiune și se implică activ în educația tinerilor. Am organizat astăzi plantarea de pomuleți acolo în curtea școlii și împrejurimi, să începem cu ceva, adică să atragem prin acest lucru, să atragem copiii la activități pe care să le și placă să facă acolo la școală. Consider că este o inițiativă foarte bună. Vin permanent și la biserică, acești copii sunt în corul bisericii și eu zic că educația cât mai largă care se face cu copiii să fie coordonată de administrație, de învățători, de preoți. Cei mai mulți dintre copii au plantat pentru prima dată un copac. Bucuria a fost cu atât mai mare cu cât au conștientizat cât de mult bine au făcut mediului înconjurător plantând copaci. A fost frumos, e cam greu la început, dar așa merge. Să dai cu sapa, e tare pământul de dimineață. Ce zici, se va prinde pomul plantat de tine? Da, se va prinde. Vei veni mai târziu să vezi dacă s-a prins și dacă el va crește mare? Da, voi veni. A fost destul de interesant, adică mă bucur că pot ajuta natura și fac un mediu mai bun pentru noi toți. Și da, chiar a fost interesant, fiindcă n-am mai făcut asta până acum. Ce zici, se va prinde pomul tău? Să sperăm, chiar îmi doresc. Vei veni să vezi pe viitor dacă s-a prins, dacă a crescut? Da, o să mai vin peste câțiva ani, poate și o să vin dacă a crescut, să văd. Te vei mai alătura unor astfel de acțiuni? Da, da, sigur, de ce nu? Copiii în momentul de față sunt la fel ca copacii ăștia pe care îi plantăm. Au nevoie, copacul când se plantează, să pune lângă el și un băț, un par și să leagă să crească drept. La fel e și cu copilul. Încercăm să îi învățăm să crească drept prin munca pe care o fac. La finalul acțiunii, copiii au mărturisit că își doresc să crească împreună cu copacii pentru că au pus tot sufletul atunci când i-au plantat. Cum avem apă potabilă la robinet? Aceasta a fost tema abordată de elevii din Petrila, care marți dimineața au luat drumul muntelui și de la captare până la tratare au aflat că apa de băut face un drum interesant. Ca să învețe ceva despre viața de azi, mai mulți elevi ai școlii generale numărul 5 din Petrila au venit la Taia, la stația de captare de apă de aici și după o scurtă vizită au aflat cum ajunge apa la robinet. Toți spun că au văzut cu ochii lor cum apa ce curge de la munte intră în tot felul de sisteme complicate încă pentru ei, dar acum sunt siguri că beau apă potabilă. Ce ai învățat tu astăzi despre apa care ajunge la noi la robinet? Că e potabilă. Și cum ajungea să fie potabilă? Se filtrează. Așa. Că se curăță. Și că ajunge la noi. Tu ce ai învățat astăzi aici? Că apa se curăță. Cum?
prin tratare. Și altceva? Pe unde ai umblat tu astăzi aici? Prin niște stații. Ce fel de stații? Unde se tratează apa și cum ajunge la noi în robinet. Cum ajunge la noi apa la robinet? Prin se curăță și după aia se trimite la robinet. Înainte să ajungă apa la noi la robinet, se purifică, se curăță, pentru că are multe mizerii. Pe unde te-ai plimbat astăzi? Prin stațiile de apă, pe aici. Ideea de a vizita stațiile de tratare este ca un parteneriat pentru cei de la APASERV, iar vizitele copiilor vor continua și în alte stații, unde cei mici vor afla unde ajunge apa care pleacă din instalațiile de acasă. Au fost acea stație de la Taia. Acelea școli vor fi prezente și joi la stația de la Jieț. Ne bucurăm că îi avem pe copii aici, în mijlocul nostru. Sper că au reușit să învețe câte ceva. Copiii au fost încântați de aparatură, de echipamente și de modul de captare al unui pârâu. Așa au înțeles că apa nu vine direct din munte, iar programul Școala Altfel îi va face poate să prețuiască mai mult apa. Cine sunt actorii, cum sunt ei, de unde se îmbracă și cine face decorul unei piese de teatru? La aceste întrebări au căutat răspunsul elevii din mai multe școli ale Văijiului, iar vizita în lumea măștilor triste sau vesele a fost o lecție de viață pentru fiecare. Au ales să vină la teatru și au pătruns în culise. Vorbim despre mai mulți copii, de la cei mai mici până la cei mai mari, care au ajuns în locuri în care puțin dintre noi ajung. Astfel ei au fost primiți la Recuzita, acolo unde sunt mii de costume create special pentru teatrul de la Petroșani, iar ghid în lumea scenei le-a fost Nicoleta Bolcă, directorul Teatrului Dramatic Ide Sârbu. Trebuie să știți un lucru. Fiecare spectacol are un regizor și un scenograf. Este absolut interzis ca orice alt regizor care vine să ia un costum pe care l-a creat un scenograf. Fiecare își are semnătura pe costum. Deci nu avem voie să refolosim costumele decât pentru spectacolul pentru care au fost create. Cei mici au fost extrem de încântați, iar unii au arătat că știu juca în piese, mai ales că asistent le-a fost un regizor adevărat. Nu era un pește obișnuit, era cel mai frumos pește din întregul ocean. Haina lui de solz strălucea în toate culorile curcubeului. Ceilalți pești îi admirau îmbrăcămintea colorată și l-au numit peștele curcubeu. Au venit la teatru pentru că se simt atrași și lumea actorilor este pentru ei încă nedescoperită. Eu știu despre teatru că este foarte frumos și îl respect fiindcă ne bucură pe toți. E minunat că există. De câte ori ai fost la teatru? De câteva ori, două, trei ori. Și vrei să mai vii? Da, desigur. Eu știu despre actori că sunt foarte serioși și uneori sunt foarte amuzați în alte piese de teatru, în altele mai serioși, în altele mai amuzanți. Îți place să vii la teatru? Da. Cât de mult? Foarte mult. Teatru este o lume frumoasă în care personajele prin viață și totul este magic. Am vrut să văd cum se montează o piesă de teatru, eram foarte curios să văd cum e la televizor și, nu știu, teatrul mi se pare foarte frumos. Ideea a pornit de la dascălilor care au decis că Școala Altfel poate fi chiar o lecție adevărată pentru copii. Considerăm că ei pot învăța astăzi aici o lecție de viață și considerăm că în cele din urmă ei pot înțelege pentru ce învață, pentru ce cunoștințele din școală, pentru ce le vor folosi, să vadă unde vor folosi toate deprinderile și priceperile pe care noi le formăm acolo. Toți au fost încântați să facă poze în culise, să se simtă mici personaje printre actori și poate că vor reveni vreodată cu nume celebre pe afișul teatrului de la Petroșani. Știați că entitățile mici, cum ar fi țânțarii, căpușele, muștele sau gândacii, pot transmite boli grave precum malaria, infecția cu virusul West Nile sau boala Lyme. Doar în județul Hunedoara, în acest an, au fost deja confirmate două cazuri de infecție cu boala Lyme, iar pe parcursul anului 2012, 32 de români au suferit de malarie.
Pe cât sunt de mici, pe atât sunt de periculoase, iar bolile pe care le transmit prin mușcături sau înțepături ucid și la ora actuală sute de mii de oameni de pe întreg globul pământesc. Este vorba despre entitățile mici precum țânțarii, căpușele, muștele sau gândacii. Printre cele mai cunoscute boli este malaria transmisă de țânțari. Chiar dacă, din fericire, acest tip de țânțar nu trăiește și pe teritoriul țării noastre, în România sunt înregistrate în fiecare an cazuri de malarie la persoanele care călătoresc peste hotare. În anul 2011, 40 de persoane au fost infectate, iar în 2013 au fost înregistrate 32 de cazuri. Ce se întâmplă în organismul uman după ce corpul este înțepat de acest țânțar? Transportă oxigenul de la plămâni la celule și apoi transportă dioxidul de carbon de la celule la plămâni. E, în momentul în care plasmodium malariae, așa se cheamă acel parazit, se înmulțește în celule normale, până la urmă celula nu mai rezistă și se sparge, se distruge. Malaria ucide câte un copil în fiecare minut în Africa. La fel de periculoasă este și boala Lyme, care apare în urma înțepăturii căpușelor infectate. Doar în acest an, în județul Hunedoara, au fost deja înregistrate două cazuri de infecție cu boala Lyme. Mișcare, măcar 45 de minute acum și 30 de minute când sunteți adulți și odihnă, da? 8 ore pe zi. Măcar 8 ore pe zi, cu totul că voi, la vârsta voastră, ar trebui să fie mai mult. Da? Și încercați, dacă nu pentru faptul că trebuie să vă odihniți și pentru faptul că ochiul dumneavoastră trebuie să funcționeze corespunzător. Medicii atrag atenția asupra faptului că vremea caldă favorizează apariția acestor mici vietăți, iar oamenii să fie cu băgare de seamă pentru a nu cădea victime unei mușcături sau înțepături ale acestora. La final, vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la aceeași oră. Să aveți parte de o seară cât mai plăcută!